Vinovați de aceasta sunt un bărbat de 42 de ani și o femeie de 33 de ani. Aceștia au sustras din curtea unei persoane din localitatea Horezu nouă lanțuri antiderapante folosite la utilaje de mare tonaj în valoare de 76.000 de lei. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat persoanele în cauză, precum și bunurile sustrase pe care le-au predat persoanei vătămate. De asemenea, în baza probelor, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Vâlcea, urmând să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.